Salutare și bine v-am regăsit! Iată că am atins pragul de 10.000 de abonați. Nu credeam că voi ajunge aici acum 3 ani, când am pornit proiectul Nocturnum. 3 ani de muncă în care m-am implicat și am pus suflet și pasiune în fiecare narațiune. Și, într-un final, am reușit să ating acest prag. Pe această cale, țin să vă mulțumesc vouă, tuturor. Fără voi, nu aș fi ajuns până aici. Fiecare abonat, fiecare comentariu, fiecare like pe care l-am primit și fiecare vizualizare, chiar și de la cei 50% care nu sunt abonați și mi urmăresc poveștile, m-au motivat să continui și să cresc împreună cu voi. Vă mulțumesc! Pentru a sărbători această realizare, v-am pregătit două videoclipuri. Primul, cel de astăzi, care conține un Q&A și povești de la abonați. Și al doilea, cel de săptămâna viitoare, care va fi o poveste mai lungă, de peste 2 ore, în colaborare cu mai mulți naratori. Îmi puteți lăsa în comentarii cine credeți că sunt cei cu care voi colabora. Știu că v-am promis că acest Q&A va fi și video, nu doar audio, doar că nu mă așteptam să crească abonații atât de repede. M-am aglomerat destul de mult în perioada asta și nu am mai avut timp să stau să și filmez. Poate cu altă ocazie, când o să fac ceva true crime. Vedem! Acum, înainte să începem, aș vrea să vă rog să vă răpiți câteva secunde din timpul vostru, să dați un like acestui clip, să lăsați un comentariu, iar dacă nu ați făcut-o încă, apăsați butonul ăla de abonare. Acum, fără să vă mai plictisesc cu alte introduceri, hai să începem! Au fost destul de multe întrebări, unele se repetă, dar am încercat pe cât posibil să răspund la toate. Upi538 întreabă: câți ani ai? Am 32 de ani, proaspăt împliniți. De unde ești? Locuiesc în București. Care este povestea ta prefață din cele narate de tine? Poveste prefață? N-am. Mă rog, bănuiesc că ai vrut să scrii poveste preferată, caz în care mi-ar fi destul de greu să aleg. Printre preferatele mele este povestea intitulată Sunt ofițer pentru situații de urgență în serviciul forestier. Dar să fiu sincer cu voi, acum nu mai place deloc cum am narat acea poveste. Vei mai face colaborări cu After Dark? Da, chiar da. Mai devreme decât ați crede. 1TRT întreabă: vei face povești similare cu lorul din SCP? Nu știu exact. Poate pe viitor voi face ceva de genul acesta, dacă voi găsi niște povești interesante. O să faci o poveste bazată pe un muncitor ce lucra ca un gardian la un azil de nebuni al companiei Murkoff, bazat pe jocul Outlast? Dacă o scrii tu, da, de ce nu? Sau măcar dacă știi pe cineva care a scris o astfel de poveste, o facem, sigur. Din ce oraș ești? Am mai răspuns la întrebarea asta. Ce te-a determinat să te apuci de povești creepypasta? Păi, să vedem. Ascult creepypasta de prin 2015. Am început cu B-Basta, Lazy Masquerade, Corpse Husband, Let's Read, Darkness Prevails și cred că mai erau câțiva. Mr. Nightmare. Da, îi ascultam pe fiecare dintre ei și chiar îmi plăceau aceste povești. Doar că la vremea aceea habar nu aveam să folosesc un program de editare. Țin minte că la un moment dat am înregistrat cu telefonul o poveste în engleză și cumva am reușit să-i pun o melodie și un sound effect de valuri pe fundal. Calitatea audio lăsa mult de dorit, dar mi-am dat seama că îmi place să narez și că aș putea avea o afinitate pentru asta dacă mai muncesc în acea direcție. Ulterior, prin 2021, deja prin prisma jobului, am învățat programe de editare și am zis că da, ar trebui să mă apuc de asta. Iar restul e istorie. Iată-mă aici. Să văd, poate mai găsesc acea poveste prin calculator, dar nu știu sigur pe unde, printr-un hard extern pe desktopul de acasă, habar n-am.
dacă mai găsesc, o să vă pun un mic fragment din acea poveste. I've always been lonely. I have parents. I've had my fair share of single-serving friends. I've had lovers. I just couldn't hold on to them strongly. I always let them go whenever possible, even if that's not a conscious decision. People pass me by and that's okay. I never care for them deeply enough to not let them go. They always say the same thing. I'm empty. I lack passion. I lack feelings. They're right. My favorite song lacks words. My photos are always still lifes. My flowers are pressed into bleakness. To live a life like this is miserable. Of course, I thought about suicide numerous times, but one thing kept me going. Până la urmă, am reușit să găsesc acea poveste. Cum vă spuneam, e făcută în 2017, înregistrată cu telefonul și m-am chinuit ceva să fac asta, pentru că habar n-aveam. Aștept să-mi spuneți în comentarii cum vi s-a părut pentru o primă poveste. Bun, să trecem la următoarea întrebare. Ce poveste iubești cel mai mult dintre cele pe care le-ai conceput? Și asta a mai fost... O să mai faci colaborări cu alți povestitori, cum ar fi Ștefan Mihai și alții de genul? Desigur, de ce nu? Vor mai fi și alte colaborări, chiar mai devreme decât ați crede. Câți ani ai și ce înălțime ai? Nu vrei și CNP-ul? PIN-ul de la card? Actele pe casă? Am 32 de ani, am zis și mai sus, și 1,76 metri. Ce faci în timpul liber? Păi, depinde. În timpul liber mai fac research pentru povești de groază sau le editez. Asta dacă nu mă joc pe consolă sau pe PC. Da, am și hobby-ul ăsta cu gamingul încă de când eram mic. Cred că aveam vreo 6 ani. Dar nu mă joc competitiv. Joc cu precădere jocuri single player, cu un story cât mai bun și care au o finalitate. Dacă nu mă joc, fac povești sau mai ies cu prietenii la o bere și chestii de-astea normale. Mai merg pe la concerte, pe la festivalul rock. Vara mă găsiți pe la mare, pe la Corbu mai exact. Da, sunt și eu un om normal, ca toți ceilalți. Dacă vă spun povești de groază, să știți că nu înseamnă că dezgrob morții prin cimitire sau mai știu eu ce. Deși... Acum că mi-a venit ideea asta cu cimitirul... Hai să lăsăm aberațiile la o parte. Ai trăit experiențe creepy în viața reală? Like cu fantome sau străini deranjanți? Da, am trăit experiențe creepy. Una dintre ele este povestită chiar aici pe canal. Povestea se numește Spitalul de pe deal și sunt chiar și niște filmări acolo. Eu eram cel care filma. O să vezi cum se trântește o ușă din senin. Ai prieteni care te ajută la conceperea unei povești? Gen, te ajută cu idei sau cu editatul? De obicei, cam tot ce este pe acest canal este făcut de mine. Deci fac cam toată munca singur. La început, un prieten m-a ajutat cu traducerea poveștii Casa din Schițe și a mai scris o poveste pentru acest canal. Ilos se numește. Următorul user, Cristi Voicu. Aștept cu nerăbdare să ascult noua poveste de groază. Succes în tot ce faci, ești numărul 1, mulțumim pentru tot. Foarte frumoasă întrebare, mulțumesc și eu pentru susținere, Cristi. Kit X 11. Bună, te urmăresc de ceva timp, de la povestea cu Casa din Schițe și pe parcurs am reușit să acumulez câteva întrebări. Hai să le auzim, Cristi. 1. Ce te-a împins spre latura aceasta de creepypasta? Păi, încă de mic copil, îmi plăceau poveștile pe vinil sau pe casete audio. Dacă mai țineți minte sau dacă le știți, erau cele de la Elect Record pe care le ascultam de sute de ori încât ajunsesem să le știu pe de rost. Ulterior, prin 2015, am descoperit această nișă de creepypasta, doar că încă nu aveam habar de programele de editare sau cum aș putea să fac asta.
după ceva ani, când am învățat să lucrez în diverse programe de editare, datorită jobului, mi-am zis că este timpul să mă apuc și eu și să văd ce aș putea aduce nou în această nișă restrânsă de creepypasta din România. Dacă am reușit sau nu, asta decideți voi. Ce te motivează să continui? Păi, în primul rând, mă motivați voi, cei care mă ascultați. Este un sentiment foarte plăcut să știi că cineva se bucură de creația ta. Mă rog, nu e creația mea în totalitate, nu eu scriu poveștile, dar eu le traduc, le interpretez și încerc să le fac cât mai immersive. Immersive? Imersive? Am uitat termenul în română. Mă rog, m-am murdărit de niște engleză pe la gură. Înțelegeți voi. Crezi că în România este prea puțin discutată această latură? Bănuiesc că te referi la creepypasta, deci da, în România această nișă este în cădere liberă și suntem din ce în ce mai puțini cei care ascultăm acest gen de conținut. Ce părere ai despre mitologia românească? Și dacă vei face povești inspirate din această mitologie? Mitologia românească este destul de interesantă. Samca, Marțolea, ce mai erau, Zburătorii, Muma Pădurii și toate aceste personaje mitologice chiar interesante. Probabil, pe viitor, voi face niște povești despre acest subiect. Valentin Atât întreabă. Vei mai face colaborări cu Darkania? Da, de ce nu? Probabil că vor mai fi. Dar ar trebui să reușesc și eu să-mi fac un program de postat și să nu mai fiu așa haotic înainte de asta. Sincer, aș vrea să văd și o colaborare cu Miorel Creepypasta. Păi... poate că vei vedea mai devreme decât crezi. Genul de muzică preferat? Asta îmi place. Păi, genul de muzică preferat? Rock? Metal? Post-scriptum, am cântat chiar și într-o formație de death metal când eram în facultate. Eram vocalist. Poate că nu pare. Poate că am o voce așa de suavă. But I was playing in a death metal band. Da, nu mai am vocea încălzită deloc. Acum, în afară de metale, îmi place foarte mult și rapul românesc. Rap, nu trap, ok? CNP-ul și datele cardului bancar? Da, imediat, stai așa. De unde inspirația pentru numele canalului? Păi, întotdeauna mi-a plăcut cum sună limba latină, așa că am căutat cuvinte în latină legate de întuneric, noapte, nocturn, fantome și chestii de-astea destul de dark. Într-un final am găsit cuvântul nocturnum, care se traduce ca al nopții și chiar mi-a plăcut cum sună. Și întrebarea opțională. Atenție, urmează întrebarea roșie. After Dark, ți-a împărtășit adevărata lui identitate? Wow, stai ușor, Denis Rifai. Da, știu cine este After Dark. Ieșim la bere din când în când. Cum ne-am cunoscut noi? Păi, el m-a găsit pe YouTube când eram la început cu canalul, apoi mi-a scris pe Instagram. După asta ne-am văzut la o bere și am rămas tovarși încă de atunci. Tot el s-a ținut de capul meu să nu mă las atunci când am avut acea pauză. Skip Dude 989 întreabă. Câți ani ai? S-a spus. Cum te cheamă? Soarbe Zeamă. Oh, what's up everybody? My name is Jimmy. Jimmy humu humu nuku nuku apua and little brother. Ce te-a inspirat să faci YouTube? Cred că găsești răspunsul mai sus. Care este povestea ta favorită? A mai fost și această întrebare. Ce o să faci când o să ai 100.000 de abonați? Adică peste 30 de ani? Voi da un party cu Partidul Pensionarilor. Ai de gând să faci colaborări cu abonații? Sincer nu știu. Rămâne de văzut. Între timp, abonații îmi pot trimite poveștile scrise de ei și eu le pot nara. Natura și viața întreabă. Ce hobby-uri ai? Cred că am răspuns mai sus. Mă rog, pe scurt, poveștile horror, fotografia, jocurile video, concertele... Aș putea trece aici și călătoritul, da, ok, cui nu-i place să călătorească? Muzică, filme, etc., etc. Unde ai vrea să ajungi măcar o dată în viață?
Tibet, cred că ar fi unul dintre locurile pe care aș vrea să le văd, Statele Unite și ale sale parcuri naționale despre care citesc și vă povestesc atât de multe. Și cam atât, cred că și Egiptul cu Valea Regilor sună foarte tentant. Crezi în zombii sau că există un virus? 100%. Cum să nu? Eu sunt un zombie. Mă rog, nu cred în așa ceva. Dar îmi plac filmele cu zombie. Vă recomand The Walking Dead. O poveste cu un virus zombie ce scapă de sub control, dar nu ajunge să se extindă pe o scară largă. Poate pe viitor voi face o astfel de poveste? Cred că s-ar putea să am un acord. Trebuie să verific. Te ascult cu drag în fiecare seară. Te salut cu respect, multă sănătate. Mulțumesc mult! Ronald the White întreabă și el ceva, doar că deja am răspuns la aceste întrebări și nu o voi mai face încă o dată. User WQ7TKS9R8C sau Claudiu Tanul întreabă: ce te-a determinat să te axezi pe domeniul creepypasta și de unde vine pasiunea asta? Vezi răspunsul la întrebarea ta mai sus. Ce clasice din domeniul horror slasher îți plac? Bănuiesc că te referi la filme. Cred că preferatul meu la capitolul slasher movies este A Nightmare on Elm Street. Da, sunt un fan Freddy Krueger încă de mic. Și bineînțeles, să nu uităm pe Jason Voorhees cu Vineri 13, Friday the 13th. Ai experimentat vreodată vreun eveniment mai neobișnuit ca cele din poveștile spuse pe canal? Da, am spus, cred că și mai sus. Am experimentat câte ceva. Poate pe viitor vă voi povesti una din întâmplările mele. Cred că am pățit chestii de genul cam de 3 ori. Chestii pe care nu mi le-am putut explica. Dacă ai fi obligat să te transpui într-una din poveștile tale sau poveștile din colaborările cu ceilalți autori creepypasta, care ar fi și de ce? Cred că sunt ofițer pentru situații de urgență în serviciul forestier. Chiar aș vrea să aflu misterul acelor scări din pădure. Poate m-aș urca pe ele. Care este povestea ta preferată din cele narate de tine și personajele preferate și de ce? Am mai multe povești preferate, am mai spus. Dar în schimb, personajul preferat mi-a plăcut destul de mult să-l narez și să interpretez oarecum pe Archer Hives din povestea Eu sunt coșmarul. Recunosc, întotdeauna mi-au plăcut personajele negative, mai ales să le interpretez. P.S. Știu că am abuzat de ocazia asta și aș fi vrut să am întrebări mai bune, dar cam atât am putut. În rest, toate cele bune, sănătate și fie ca niciodată să nu-ți pierzi pasiunea asta. Mersi mult, Claudiu. Numai bine. Acum, să trecem la următoarele întrebări, pentru că da, mai sunt. Sunt unele care s-au repetat, așa că voi încerca să le aleg doar pe cele care nu au mai fost. Victor Mihailă a pus mai multe întrebări, așa că voi alege doar câteva. Ce fel de povești horror sunt preferatele tale sau ce gen de horror preferi și de ce? Poveștile mele preferate sunt cele cu detectivi, pădurari, polițiști sau poveștile care sunt scrise ca și cum ar părea că sunt reale și care te lasă cu un oarecare semn de întrebare. Ne poți da un mic hint pentru poveștile horror de pe viitor pe care le ai în plan? Nope, no fucking idea. Habar n-am ce povești urmează să fac. Am luat destul de multe acorduri de la diversi naratori, doar că nu știu exact ce poveste voi face. Cert e că după acest videoclip va urma povestea de 2 ore. Ce planuri ai pe viitor pentru canal și conținutul poveștilor? Păi, pe viitor, poate voi încerca să fac și true crime. Mă pasionează și chestia asta, doar că este foarte, foarte mult de muncă și mult research și scris un script mai bine structurat, iar eu nu prea mă pricep la scris, și căutat footage, poze, articole din cazul respectiv și așa mai departe. Este o muncă destul de mare pentru a face un videoclip true crime, dar da, desigur, voi încerca să fac asta pentru că mă pasionează. Simți că în viitor vei renunța la acest canal sau vei avea o perioadă de somn
Exemplu cum au făcut alți YouTuberi de horror din România? Sincer să fiu, chiar nu știu. Îmi place ceea ce fac, îmi place să fac povești de groază. Probabil că nu postez atât de frecvent, dar nu, cred că voi continua. Chiar îmi place. Mai sunt perioade în care lipsesc și postez mai rar, că na, timp și viața personală, dar o să mă țin de acest canal. Ce părere ai despre poveștile ce le faci și, din cele reale, câte chiar le consider cu adevărat reale? Păi, majoritatea poveștilor mele sunt creepypasta. Și asta spune cam tot. Mai sunt câteva allegedly true, dar da, poate că au un sâmbure de adevăr, poate chiar sunt reale, sau poate că nu. Rămâne la platitudinea privitorului sau ascultătorului. Cât de departe vrei să ajungi cu canalul? Păi, cât mai departe. Deși din ceea ce văd, nișa asta este destul de limitată și pare că și-a cam atins vârful. Cât îți ia în general să faci o poveste? Uite, mi-am notat aici răspunsul ca să vedeți exact cât îmi ia. Pentru o poveste de aproximativ 50 de minute, avem cam așa. Traducerea poveștii, care durează aproximativ 3 ore. Înregistrarea durează cam 2 ore și de aici rezultă 2 ore de material brut de editat. Cam 7-8 ore de editare, încă o oră de ascultat povestea pentru a verifica dacă nu există greșeli și duble scăpate la montaj. Apoi crearea de thumbnail și videoclip animat de fundal, între jumătate de oră și o oră. Apoi încă maxim o oră pentru modificarea greșelilor dacă există și exportul videoclipului final. Și, credeți că s-a terminat aici? La final mai avem încă o oră pentru urcarea videoclipului pe YouTube, adăugarea descrierii, thumbnail, reclame, taguri și end screen. Deci, dacă stăm să le adunăm, avem undeva între 15 și 17 ore de muncă pentru o poveste de 50 de minute. Asta înseamnă cam 2 zile lucrătoare. Ce părere ai despre tine și evoluția canalului și contentului tău? În general, cred că puteți vedea și voi o evoluție în poveștile postate, atât în narațiune cât și în producția audio. Încerc să mă inspir de la cei mai buni și să îmbunătățesc acolo unde e loc de crescut. Alexandra întreabă: cu ce te ocupi pe lângă YouTube? Păi, să vedem. Am fost, sunt barman / barista, acum fac și fotografie, videografie, mai un freelance pe foto-video, stuff like that. De unde pasiunea pentru narat povești horror? Îți place true crime? Există vreo posibilitate să faci și true crime? La prima parte a întrebării, cu pasiunea pentru povești horror, am mai răspuns. Cât despre true crime, chiar îmi place. Există o încercare de videoclip true crime pe canal. Videoclipul se numește Masacrul de Mărțișor. Și mi-a luat ceva să-l fac. Doar că era un caz destul de uitat din România și nu am găsit foarte multe informații. Probabil, cum am mai spus, pe viitor voi încerca să fac și content true crime. Minimaster 780 întreabă: ai pățit vreodată ceva paranormal? Dacă da, ce? Am răspuns mai sus la această întrebare. Crezi că ne poți lăsa Instagramul tău să-ți dai cu părerea legat de experiențele noastre paranormale? Aveți Instagramul meu în descriere. Costel Andrieșanu întreabă: cât de greu ți-a fost să începi acest canal și cum te simțeai față de noua experiență de a nara povești? Păi, cred că cel mai greu este să înveți programele de editare, dar faptul că pe atunci lucram ca videograf m-a ajutat foarte mult, întrucât deja știam partea asta de software. Apoi, nu a fost greu. Am luat un microfon de buget, mai exact un Trastemita JXT, nu mai știu cât, o să vi-l arăt aici. Și am început să narez. Sincer, eram destul de entuziasmat de începerea acestui proiect, deoarece chiar îmi doream să fac asta încă de prin 2017. Cât de multe povești, procentual, sunt într-adevăr scrise de tine? Păi, după cum v-am mai zis, sau dacă verificai descrierea videoclipului, vedeai că poveștile nu sunt scrise de mine. Sunt doar traduse și adaptate cu acordul autorului. Știu apropiații tăi că te ocupi de așa ceva? Și dacă da, ce opinie au apropiații tăi despre tine? Sper să aud că sunt foarte mândri, pentru că meriți.
Mersi. Da, apropiații mei știu că mă ocup cu așa ceva. Unii dintre ei chiar mă ascultă. Pe ceilalți, oricum, îi terorizam să vin acolo, să lase comentarii, să dea like-uri și să facă vizualizări la început, când aveam nici măcar 100 de abonați. În general, au o părere bună despre asta. Dacă vă vine să credeți, mai nou și părinții mei au început să mă asculte. De unde te inspiri pentru poveștile tale? Păi, în general, găsesc poveștile pe Reddit, pe NoSleep sau pe creepypasta.com. Sau dacă aud vreo poveste în engleză de la vreun narator preferat de-al meu, încerc să iau și eu legătura cu autorul, să o traduc și să o fac pentru voi. Din ce oraș ești? Povestește-ne viața și copilăria ta pe scurt. Ok. M-am născut într-un oraș de provincie, am copilărit la bunici, la țară, de unde eram nelipsit în vacanțele de vară. Iar asta cred că a fost un lucru destul de mișto. Până una alta am crescut în natură, nu într-o junglă de betoane. Fast forward, la 14 ani, a început să-mi placă muzica rock și să-mi fac prieteni care împărtășeau aceleași gusturi cu mine și aceeași pasiune. Apoi, pe la 20 de ani, am avut o formație de death metal și de aici, 9 ani sus. Mai muncești și altceva în afară de acest canal și dacă da, ce părere ai despre locul tău de muncă? Mai muncesc și altceva în afară de acest canal și am o părere foarte bună despre locul meu de muncă, întrucât îmbină două chestii care mie îmi plac foarte mult și sunt înconjurat de oameni care împărtășesc cumva aceeași pasiune cu mine și am foarte multe de învățat de acolo. Ce simți legat de faptul că suntem foarte mulți care îți iubim poveștile și ne place talentul tău de a nara? Ce-ți place legat de comunitatea ta? Păi, ce să zic, nu pot decât să mă bucur că sunteți 10.000 de suflete care chiar mă ascultați și care chiar apreciați ceea ce fac. Fără voi, nu aș fi ajuns până aici. Chiar mă bucură faptul că în ultimul timp comunitatea începe să se implice și să lase comentarii. Pentru că, na, știu că vă terorizez în fiecare videoclip, dar asta chiar ajută foarte mult la algoritmul YouTube-ului să împingă videoclipurile și canalul mai departe. Pentru asta, vă mulțumesc! Marius 4160 întreabă: ce părere ai despre existența criptidelor? Păi, mai ții minte ce zic eu la finalul fiecărui videoclip? Nu poți ști niciodată ce se ascunde în întuneric. Lăsând gluma la o parte, cred că oamenii sunt destul de inventivi. Nu cred că de fantome, criptide sau alți monștri ar trebui noi să ne temem. Cred că adevărații monștri sunt chiar oamenii. Gabriel Todirică întreabă: cea mai reușită colaborare de până acum? Din punct de vedere al vizualizărilor, sunt ofițer pentru situații de urgență în serviciul forestier. A depășit 100.000 de views. Bluey Woodpecker întreabă: ce aplicații folosești pentru tag maluri? Videoclipuri, folosești Photoshop sau aplicații ori un site care generează imagini doar cu textul introdus? Pentru limba română trebuie să apăs tasta 1? Bănuiesc că te refer la thumbnail-uri. Folosesc Midjourney și mult Photoshop. Gabriel Todirică întreabă: ești creștin ortodox sau catolic? Teoretic sunt botezat creștin ortodox, însă nu cred în această religie sau în orice altă formă de religie, in a way. Poate că sunt un om spiritual pe locuri, dar nu religios. Gabriel Stancu întreabă: te joci ceva jocuri pe PC în timpul liber? Dacă da, cam ce te joci? Păi, da, în timpul liber chiar mă mai joc, pe PC și consolă. Cred că ultimul joc terminat a fost Alan Wake 2 pe PlayStation 5. Foarte bună povestea și foarte mișto jocul. Bine, cam tot ce a fost scos de developerii ăștia Remedy Entertainment e pe lista jocurilor mele preferate. Acum să-ți mai enumăr câteva din jocurile mele preferate, păi avem așa. Seria The Last of Us, Silent Hill 2, Max Payne, Uncharted, Ghost of Tsushima sau Tsushima, nu știu cum se pronunță, Days Gone, Red Dead Redemption și o grămadă de alte jocuri. Mă joc de pe la 6 ani, de pe un 286. Ah, da,
și sunt un mare fan al seriei GTA. Am zis că în momentul în care apare GTA 6 îmi iau concediu o săptămână și nu ies din casă. Probabil nu o să fac așa, dar câteva zile cred că o să stau să-l joc. Alex Iz7XY întreabă: de unde a pornit pasiunea pentru horror și care sunt cei mai buni YouTuberi pe genul acesta de content? Am mai răspuns la asta cu pasiunea pentru horror, cât despre cel mai bun YouTuber pe acest gen de conținut, mie personal mi se pare că Dark Somnium este de departe cel mai bun. Deja a dus creepypasta la alt nivel. Adică omul poate fi voice actor, interpretează atât de bine personajele. Și să nu mai zic de designul audio, care e genial. Gabriel Todirică întreabă: te mai enervezi uneori atunci când narezi? Habar n-ai. Sunt foarte multe chestii pe care le șterg în momentul în care editez. Toate înjurăturile și toți nervii pe care mi-i fac, mai ales când înregistram de acasă și se auzeau ambulanțe, mașini, claxoane, tot tacâmul. Apartamentul meu e la stradă cumva și se aude cam tot. Dar da, mă enervez, îți dai seama. Uite, acum mă enervează o muscă, îmi putut... Așa. Ce spuneai? Există vreo șansă să apară de acest Crăciun partea a doua a poveștii Colindătorul? Este povestea mea favorită, cred că 1000 de vizionări eu le-am făcut. De asemenea, există vreo șansă să apară mai multe povești cu trupe rock? Ai avut una mai de mult și, fiind un interpret de metal, îmi place acest gen. Salutare, Denis! Rocker de-al meu! Păi, după cum vă spun în videoclipurile mele, în momentul în care povestea are mai multe părți sau va exista o continuare, o să știți. Dacă nu, nu. Mă disperă întrebarea asta. După cum știți, nu eu scriu poveștile și chiar dacă le-aș scrie, nu le-aș lungi atât de mult cu partea 1, partea 2, partea 3, partea 17, mai ales când sunt ok așa cum sunt. Cât despre povești cu trupe rock, păi să știi că și mie mi-a plăcut foarte mult povestea aia și dacă mai găsesc, 100% mai fac. Cheers! Victor Popa spune: întrebări nu am, dar vreau să spun că ți-ascult poveștile cu mare drag împreună cu soția, care mi-a prezentat canalul tău acum un an. M-am abonat și eu de atunci. Ascultăm cam toți creatorii de povești horror de la noi, dar tu ești preferatul meu. Mult succes în continuare! Salutare, Victor! Mersi de susținere! Și ce să zic, that's actually pretty cute, că mă ascultați în familie. Mersi! Toate cele bune! Finally! A fost mai greu decât mă așteptam și cred că am transpirat un pic. Cam astea au fost întrebările, s-ar putea să mai fi ratat câteva care s-au repetat. În orice caz, aș vrea să aud și opinia voastră despre ce ați auzit aici și despre experimentul ăsta pe care l-am făcut. Acum că am terminat cu Q&A-ul, vom trece la a doua parte a videoclipului și anume poveștile de la abonați. Vă mulțumesc încă o dată celor care mi-ați trimis poveștile. Pe unele dintre ele le-am modificat și am mai rescris chestii pe aici pe acolo pentru a le corecta greșelile gramaticare și greșelile de punctuație. Acum, fără să o mai lungim, o să te invit să-ți iei băutura preferată, să-ți pui căștile și să te bucuri de poveștile comunității. Audiție plăcută! Următoarele două povești sunt de la Eric Andrei. Am două povești, dar nu cred că sunt prea horror și nici nu prea știu cum să le scriu ca să le înțelegi. Este prima dată când fac asta, deci nu prea sunt un bun povestitor. Ok, Andrei, hai să vedem. Le-am rescris eu. Povestea 1. De când aveam vreo 6 sau 7 ani, am mers cu părinții acasă la o mătușă pe care nu o mai văzusem de ceva vreme. Aceasta locuia doar cu cele două verișoare ale mele, cea mare de 15 ani, iar cea mică de un an sau doi. Nu a trecut mult și am fost întâmpinați de mătușa și verișoara mea mai mare. Ne-am așezat la masă, deoarece eram destul de înfometați, datorită drumului lung, fără prea multe pauze,
Imediat după ce am terminat de mâncat, ne-am dus fiecare în camera lui. Părinții mei într-o cameră, iar eu dormeam în altă cameră cu verișoara mea. Amândoi am stat mai mult treji jucând ceva joc de cărți. Pe la ora 12 și jumătate noaptea, ne-am decis să ne băgăm la somn, dar nu după mult timp am auzit un plânset de copil. Verișoara mea, crezând că sora ei mai mică s-a trezit, a spus că nu trebuie să-mi fac griji și să mă culc, deoarece sigur se va ocupa mama ei de asta. După mai mult de 2 minute, ne decidem totuși să mergem să o verificăm pe cea mică, deoarece plânsetul nu se oprea. Ajunși în fața camerei în cauză, am fost surprinși când am observat că nu se auzea nimic de acolo. De fapt, plânsetul nu se mai auzea deloc de când am ieșit din cameră, dar nu băgasem noi de seamă. Fiind deja acolo, verișoara mea a spus că mai bine deschide ușa și se asigură că totul este în regulă cu sora ei. Zis și făcut. Am deschis ușa și... surpriză! Verișoara mea mai mică dormea în pătuțul pentru copii, iar mătușa mea în pat, lângă ea, fără să pară că vreuna dintre ele s-ar fi trezit. Ne-am întors în camera noastră și eram pe punctul de a adormi când am auzit un zgomot. Suna de ca și cum ceva se târa pe holul din fața camerei. M-am uitat la verișoara mea și am observat că adormise. Am încercat eu să o trezesc, dar fără folos. Acel zgomot de târâre se oprise exact în fața camerei în care mă aflam. Uitându-mă cu atenție la ușă, am văzut un fel de siluetă care stătea în genunchi în fața camerei, fără a fi capabilă să se ridice. Nu știu de ce, dar mi-a dat impresia că nu avea picioare. Într-un gest de frică sau curaj, m-am dat jos din pat și am deschis ușa. Și acolo nu era nimic. În fața ușii nu se afla absolut nimeni și nimic. Am închis repede ușa și am fugit sub pătură. În zadar totuși, pentru că nu am reușit să mai adorm. Dimineața următoare am povestit tuturor cele întâmplate, dar nu m-a crezut nimeni. Poate doar verișoara mea, deși până și ea a fost puțin reticentă. Tot în acea dimineață am mai aflat că bunicul meu a murit. Nu știu exact ce au fost toate astea, dar cert este că am tras o sperietură zdravănă. Povestea 2, tot de la Eric. Locuiesc în București. Întâmplarea aceasta este destul de recentă, mai exact de acum 3 luni, când încă aveam 16 ani. Eram pe afară cu 2 prieteni, Rareș și Beto. A fost o zi absolut normală, așa că nimeni nu avea să știe ce va urma mai încolo. Ne-am decis să ieșim pe afară la ora 15, deoarece era weekend, așa că ne-am trezit destul de târziu. Imediat după ce ne-am întâlnit, ne-am hotărât să mergem să ne plimbăm în alt sector, fără o direcție anume. Nu după foarte mult timp, am decis să mergem într-un cinematograf și să vedem câteva filme. Când am plecat de acolo, era deja ora 21:30. Ieșind afară, în momentul în care am intrat pe o străduță mai întunecată, am observat un domn în costum negru în spatele nostru. Părea că ne urmărește, dar nu am băgat de seamă pe moment, așa că ne-am continuat drumul spre gura de metrou. În stația de metrou am aruncat o privire fugitivă în spate și, surpriză, am observat că acel bărbat se afla încă în spatele nostru. Ba, mai mult decât atât, a urcat în același metrou cu noi. Bineînțeles, putea fi doar o coincidență, așa că nu m-am gândit prea mult la asta. Însă când am coborât din metrou, am văzut că și bărbatul a coborât în același timp cu noi și ne urmărea. Deja începusem puțin să ne facem griji. Care ar fi fost șansele ca acel bărbat să se țină după noi atâta drum? Și în plus, dacă ar fi locuit în aceeași zonă cu mine, probabil că l-aș fi cunoscut din vedere.
Eu și prietenul meu am decis să grăbim pasul, să-i pierdem urma și să ne ascundem pe o străduță, să vedem ce face. Imediat ce acel bărbat nu ne-a mai văzut, a început să se poarte ciudat și chiar să vorbească singur și să mărie ceva de neînțeles. După aproximativ 15 minute, a plecat. Nu știu exact unde, dar bine că s-a dus. Nu am spus nimănui cele întâmplate și a fost puțin ciudat. Până la urmă, nu ne-a făcut nimic rău. Dar nu poți ști niciodată ce s-ar putea întâmpla dacă îl lăsam să se apropie și să ne prindă din urmă. Prefer să nu aflu. Următoarele întâmplări sunt primite de la Ana. Ana, mulțumim că ai vrut să împărtășești cu noi experiențele tale. Bună, Nocturnum! Ți-am ascultat ultima poveste de pe canal și vreau să spun că mi-a plăcut foarte mult. Ai spus la un moment dat de filmul Interviu cu un vampir. Știam filmul pentru că îl văzusem. Mi se pare interesant modul în care acest film vechi mi-a captat atenția. Mi-au plăcut mai ales interpretarea actorilor și felul în care au descris vampirii. Ok, cred că am spus destule pentru început. Acum aș vrea să-ți spun câteva fenomene paranormale pe care le-am trăit. Postscriptum. Nimeni nu știe de aceste întâmplări. Mă rog, aproape nimeni. Le-am spus doar unui amic de-al meu. Prima întâmplare, care m-a marcat profund, rămâne un mister pentru mine până în ziua de azi. Aveam doar 10 ani și, fiind atât de mică, nu am putut înțelege pe deplin ce s-a întâmplat. Îmi amintesc clar că era târziu în noapte. M-am trezit brusc din somn, iar întunericul din cameră era adânc și tăcut. Cu greu am întins mâna către ceas și am putut distinge ora. Era 3 dimineața, iar liniștea era aproape palpabilă. Chiar în acel moment am auzit o voce profundă vorbind undeva în întuneric. Era o voce puternică, dar ciudată, deoarece nu reușeam să înțeleg ce spunea. Era ca și cum ar fi vorbit într-o limbă necunoscută, sau, mai degrabă, ar fi șoptit. Am încercat să mă conving că venea de la un televizor sau de la vreun vecin, dar în sinea mea știam că nu era așa. Dacă ai locuit vreodată într-un bloc, știi cum este să ai vecini de tot felul, unii mai bătrâni și morocănoși, alții mai tineri și zgomotoși. Însă, majoritatea vecinilor mei erau oameni respectabili, trecuți prin viață, cu bun simț, care nu făceau gălăgie după ora 10. În acea noapte, blocul era neobișnuit de liniștit, ceea ce făcea ca acea voce să fie și mai înfricoșătoare. Am stat nemișcat în pat, încercând să-mi controlez respirația și să nu fac niciun zgomot. Inima îmi bătea cu putere, iar mintea îmi era plină de întrebări și frici. De unde venea acea voce? Era reală sau doar un produs al imaginației mele? Chiar și acum, când mă gândesc la acea noapte, simt un fior rece pe șira spinării. N-am aflat niciodată ce s-a întâmplat cu adevărat. Poate că era doar o coincidență bizară, sau poate că mintea mea de copil a transformat un sunet obișnuit într-un mister terifiant. Oricare ar fi adevărul, acea întâmplare rămâne o enigmă pe care o port cu mine și în ziua de azi. A doua întâmplare s-a petrecut în parc, acum 2 ani, într-o toamnă răcoroasă. Eram doar eu și amicul meu, singurii oameni din parc. Ne-am decis să ieșim la o plimbare pentru a ne relaxa și a ne bucura de aerul proaspăt. Parcul era destul de pustiu, iar frunzele cădeau încet din copaci, creând un covor colorat pe alei. Atmosfera era destul de liniștită, dar avea un oarecare aer misterios. Am găsit câteva băncuțe și ne-am așezat să ne odihnim. Amicul meu s-a pus în fața mea și am început să discutăm despre lucruri banale, când, deodată, parcă de nicăieri, a rămas cu privirea fixată într-un punct anume. Cu o voce tremurată, mi-a spus: "Uită-te la leagănul acela, se mișcă singur." La început, am crezut că își imaginează lucruri sau că face mișto de mine și i-am răspuns că probabil bate vântul.
dar adevărul era că nu simțeam deloc nicio adiere. Era o zi foarte calmă, frunzele din copaci nici măcar nu tremurau. Când m-am uitat mai atentă, am observat și eu că leagănul chiar se mișca singur, fără ca vreun copil să se joace în el. Se legăna ușor, de parcă cineva invizibil l-ar fi folosit sau l-ar fi mișcat. Am rămas amândoi uimiți și speriați, întrebându-ne ce ar putea cauza acest fenomen. Nu era absolut nimeni în apropiere care să-l fi împins și nici măcar o adiere de vânt care să-l fi mișcat. Această fază cu leagănul din parc am mai văzut-o de 2 ori de atunci. De fiecare dată când treceam pe lângă acel leagăn, amicul meu se uita mereu la el, parcă așteptând să-l vadă din nou mișcându-se. Uneori ne imaginam povești despre spirite jucăușe sau fenomene paranormale, dar adevărul este că nu aveam nicio explicație pentru acel fenomen. Acea întâmplare a rămas pentru noi un mister neelucidat. Parcul, care altădată era un loc obișnuit de relaxare, a căpătat o aură de mister și curiozitate. Chiar dacă nu am aflat niciodată ce s-a întâmplat cu adevărat, acel leagăn care se mișca singur a devenit subiectul multor discuții și speculații între noi. Ultima întâmplare a avut loc când am rămas singur acasă. Părinții mei au trebuit să plece la București pentru a participa la un parastas, lăsându-mă doar pe mine în casă. În bucătărie, mama are 3 icoane agățate pe perete, 2 mici și 1 mai mare în centru. Până atunci, nu se întâmplase nimic neobișnuit cu ele. Stăteau bine mersi, agățate în cui. În acea zi însă, s-a întâmplat ceva destul de straniu. Toate icoanele au căzut deodată pe masa de sticlă. Geamurile erau închise, deci nu putea fi vorba de curent. Ar fi fost absurd să cred că un curent de aer ar fi putut să le facă pe toate să cadă simultan. Știam că nu era din cauza curentului sau a altor factori obișnuiți. Pur și simplu, dintr-o dată, toate icoanele au căzut și acest lucru m-a tulburat profund. Am avut un moment de groază. Deși mi s-au mai întâmplat lucruri ciudate când părinții mei nu erau acasă, niciodată nu am fost martoră la așa ceva. M-am obișnuit oarecum cu micile incidente ciudate, dar acesta a fost diferit și chiar m-a speriat. Am rămas nemișcată pentru câteva momente, încercând să-mi dau seama ce s-a întâmplat mai exact. Într-un final, mi-am adunat curajul necesar și am ridicat icoanele, punându-le la loc. Mintea mea căuta explicații raționale, dar nu găseam niciuna. Totul era normal în bucătărie, în afară de icoanele căzute. După acest incident, am rămas cu un sentiment ciudat, dar am încercat să mă liniștesc, spunându-mi că poate a fost doar o coincidență. Totuși, în adâncul sufletului meu, nu puteam să nu mă gândesc că poate era un semn sau ceva dincolo de înțelegerea mea. Astfel de întâmplări mi-au rămas întipărite în memorie și, de fiecare dată când rămân singur acasă, nu pot să nu mă gândesc la acea zi și la misterul care o înconjoară. Cu toate că m-am obișnuit oarecum cu aceste evenimente ciudate, asemenea momente reușesc întotdeauna să mă neliniștească. Acestea au fost întâmplările mele paranormale. De aceea spun mereu că, undeva în poveștile de groază, există un sâmbure de adevăr. Următoarele povești sunt trimise de Cornelia. Țin să-i mulțumesc pe această cale, atât pentru povești, cât și pentru faptul că și-a răpit din timpul ei pentru a le scrie corespunzător. Să auzim poveștile. M-am născut într-o comună pitorească din județul Arad, bogată în folclor, obiceiuri și superstiții. Ca un copil ce a crescut la țară, de mică am fost fascinată de poveștile de groază spuse de mătușile sau vecinele care veneau pe la noi. În serile de toamnă, când culegeam strugurii sau porumbul, vecinii și neamurile se strângeau la noi în clacă, adică ne ajutau la lucru, urmând ca și noi să-i ajutăm la rândul nostru. Așa erau oamenii mai de mult, mai săraci, dar mai bogați sufletește. În acele seri, noi, copiii, ascultam fascinați aceste povești,
chiar dacă de multe ori visam urât sau nu dormeam din cauza fricii care ne pândea prin colțurile camerei. Femeia demon din căruță. Una dintre povești este o întâmplare pățită chiar de bunica din partea mamei. Era o seară de vară, pe timpul secerișului. Bunica, însărcinată cu mama în câteva luni, se întorcea cu bunicul de la câmp. Aveau de mers pe jos câțiva kilometri buni până în sat, căci pământul lor era destul de departe, într-un loc numit Satul Bătrân. Bunica se mișca greu din cauza sarcinii și a oboselii, așa că veneau destul de încet pe marginea drumului. Acum 70 de ani nu erau mașini care să treacă pe stradă. Drumul era liber, neasfaltat, cu mult pietriș, iar ei veneau liniștiți, acompaniați doar de vocile greierilor și ale broscuțelor. Când cei doi au ajuns aproape de intrarea în sat, se întunecase de-a binelea. Deodată, lângă ei a apărut ca din pământ o căruță trasă de doi cai negri. Bunicul povestea că nu a auzit căruța apropiindu-se. Pur și simplu s-au trezit cu ea în dreapta lor. Moșul meu, așa îi ziceam noi bunicului, a tras-o pe bunica mai aproape de marginea drumului ca să o protejeze. Înfricoșător însă era faptul că în căruță stătea în picioare o femeie care cânta un cântec popular și dădea cu biciul în cai. Caii nechezau și tropeau cu putere. Bunicii au simțit că acesta nu poate fi un lucru curat, cum se zicea la țară. Fiorii de groază ce le treceau pe șira spinării îi atenționau de acest lucru. După ce i-a depășit, căruța parcă a intrat în pământ. Nici urmă de ea. Ajungând acasă, bunica i-a povestit mamei ei ce le-a fost dat să vadă. Străbunica și-a făcut cruce, a spus o rugăciune și le-a zis că știe din ce cauză au scăpat nevătămați. Niciun demon, spirit necurat sau alt lucru rău nu se poate atinge de o familie care așteaptă un copil, pentru că are protecție divină. Tovarășul de drum. Străbunicul din partea mamei era un om mai nestăpânit din fire. Se aprindea ușor și era destul de certăreț. Gura îl strica. Altfel, era un om tare bun la suflet. Străbunica era o femeie foarte credincioasă și, de câte ori soțul ei mai scăpa câte o înjurătură, îl ocăra și îi spunea să nu-l mai pomenească în casă pe cel rău. La câțiva kilometri de satul nostru, sâmbăta, era târg mare. Acolo găseai de toate, de la animale, la produse agricole, haine și mâncare. Străbunicul se înțelesese cu un om din sat să-l ducă cu căruța la târg, dar s-a întâmplat ca acel om să aibă treabă și nu a mai putut merge. Necăjit, străbunicul meu a mai întrebat pe unul și pe altul, dar ca un făcut, nimeni nu dorea sau nu putea să meargă. Avea mare nevoie să-și cumpere o șubă, așa că s-a hotărât să meargă singur, pe jos. Când a intrat în casă, nevasta l-a întrebat dacă și-a găsit ortac de drum. Acesta i-a răspuns: am găsit pe dracu. Supărată, l-a ocărât din nou și s-au culcat. Dimineața, el trebuia să plece cu noaptea în cap, deoarece avea de mers câteva ore bune pe jos. Era încă întuneric de-a binelea când omul a plecat de acasă. Era o dimineață rece, de toamnă, și nici țipenie de om pe drum. Cum a ieșit din sat, moșul meu a simțit o prezență în dreapta lui. Era o persoană înaltă, îmbrăcată în negru, cu fața acoperită de o glugă. Fiorii recii străbăteau spinarea străbunicului meu. Nici nu îndrăznea să se uite înspre el, dar știa că nu este un lucru curat. Arătarea aia, demonul sau ce-o fi fost acea entitate, era tăcută, doar părea că îl conducea. Când se oprea moșul, se oprea și el. Când moșul pornea, pornea și el.
Străbunicul a încercat să se întoarcă, dar nu a mai putut. A pierdut drumul. S-a rătăcit. Până la răsăritul soarelui, a tot căutat intrarea în sat și n-a mai găsit-o. Se învârtea în cerc cu arătarea aia după el. Frica aproape că-l paralizase. Ori el și-a pierdut cunoștința, ori a leșinat de frică. Dar cert este că dimineața a fost găsit de o femeie pe malul râului care străbătea satul. Femeia venise să spele haine în vale, cum se obișnuia pe vremea aceea, și l-a găsit ca mort, căzut lângă râu. Culmea era și foarte aproape de casa lui. Femeia l-a strigat. Lisandre, Lisandre, mă auzi? Omul însă era palid ca ceara și a deschis ochii într-un final. A fost ajutat de vecin să ajungă acasă, iar străbunica, când l-a văzut, a mulțumit lui Dumnezeu cu lacrimi în ochi. Visase tare rău și se trezise exact după plecarea lui, deoarece câinele urla tare rău, parcă moarte. S-au dus la preotul din sat, care i-a făcut o rugăciune de dezlegare. De atunci, din gura moșului, nu a mai ieșit nici măcar o înjurătură. Comoara din noaptea de înviere. Satul nostru este înconjurat de dealuri, ca într-o căldare. Este o depresiune frumoasă, cu pământ roditor, unde se pot cultiva de la cereale până la viță de vie și pom fructiferi. Vara mergeam cu alte fete la cules de mere, iar apoi mergeam cu bunica la piață să le vindem. Bunica îmi dădea bănuții ca să merg la cofetărie și să-mi iau bomboane de lapte. Erau așa de bune, parcă le simt gustul și acum. La noi în sat se știe că noaptea de înviere este cea mai sfântă noapte din an. Atunci, oamenilor buni li se arată locul unei comori. Este o ispită în care ar fi bine să nu cazi. Se spune că Dumnezeu îi mai încearcă pe cei pe care îi iubește pentru a le testa credința. Chiar Ioan Luca Caragiale are o novelă despre o astfel de noapte. Dar un vecin a trăit-o pe pielea lui. Era noaptea de înviere a anului 1968. Credincioșii își terminară treburile, așteptând să vină miezul nopții ca să meargă la biserică. Vecinul se învârtea prin grajd să mai vadă de vaci și de cai, când s-a auzit strigat pe nume. A ieșit în curte și s-a uitat în jur. Vocea se auzea de departe, de pe unul dintre dealuri. Omul s-a întors roată și a văzut un foc arzând. De acolo se auzea strigarea. Omul a spus că a luat-o ca hipnotizat înspre poartă, hotărât să urce dealul. Știa că acolo îl va aștepta o căldare de bani de aur și va putea să-și termine casa, care era de ani întregi rămasă neterminată. Când se iasă pe poartă, soția lui l-a strigat. Unde te duci, omule? E prea devreme pentru slujbă. În acel moment, vraja parcă s-a rupt. Omul s-a uitat înspre deal, dar focul dispăruse. I-a povestit soției sale ce a văzut și a auzit. Au intrat amândoi în casă speriați. Și-au dat seama că auziseră și ei, din bătrâni, de astfel de comori. Aceste comori sunt blestemate și trebuie lăsate pe veci acolo unde sunt. Au fost îngropate în vremuri de restriște de posesorii lor. La îngroparea lor a fost aruncat un blestem. Că cine le va găsi să nu aibă parte niciodată de ele. Marțara și muma pădurii. Prin zona noastră se spune despre ele că ar fi două surori, foarte rele și foarte urâte, care au fost blestemate de mama lor. Astfel, neputându-se căsători, ele au trăit cu ură față de fetele care își găsesc cursitul, sau față de copilașii nevinovați. De mică știam că nu e voie ca marți seară să mai umblu pe stradă. Sigur, eram curioasă și o întrebam pe bunica de ce. I-am spunea că marți seara fură copiii și îi duce cu ea în pădure. Existau însă și alte superstiții legate de această zi. Marțea nu e bine să încep niciun lucru, pentru că nu va avea o finalitate.
Marțea nu se punea nicio cloșcă pe ouă, pentru că nu va scoate pui, iar dacă vor ieși, nu vor trăi. Marțea nu se făceau șezători în sat. Singura zi de marți din an, care ar fi o excepție, e marțea din săptămâna mare. Dar muma pădurii era sora mai mare și cea mai demonică. Când părinții noștri doreau să ne sperie, la noi nu exista baubau, ci muma pădurii. Mi-o descriau ca pe o femeie înaltă, cu părul făcut din crengi de copac, cu brațele lungi, slabă și schimonosită la față. Pe vremea aceea, oamenii își trimiteau animalele pe deal. La fiecare casă de gospodari era măcar un porc, o capră, o oaie sau o vacă. Erau niște purcari sau păcurari care erau plătiți de săteni să aibă grijă și să le păzească. Seara, mai întâi se întorceau porcii, care intrau fiecare la casele lor, apoi veneau caprele și oile, iar, într-un final, vacile. Când veneau vacile, noi copiii trebuia să intrăm în case. Știam că, printre vaci, poate sta ascunsă muma pădurii, care fură copilașii de ciudă că ea nu a putut avea. O vecină ne-a povestit odată că nepoțica ei nu a ascultat-o și a fugit în stradă când treceau vacile. Toată noaptea a plâns și a urlat până dimineață. Se învinețise la față de atâta plâns. Erau disperați, nu mai știau ce să-i facă. Au spus rugăciuni, au stropit-o cu apă sfințită, au miruit-o, dar degeaba. Dimineața s-au dus la baba Solomie, o bătrână care știa tot felul de descântece. Ea le-a spus că fetița a fost însemnată de muma pădurii și, dacă nu o desleagă, demonul îi va fura sufletul sau fetița va muri. Le-a cerut două coase, apoi s-au dus cu ea la o apă curgătoare. Acolo a luat coasele, le-a pus în cruce și a început să boscorodească niște incantații numai de ea știute, învârtind coasele și bolborosind în continuu. Apoi i-a dat fetiței să bea apă din râu. Le-a mai spus să țină fata în casă când trec vacile, iar la poartă să pună coasele 3 zile la rând ca protecție. Oamenii au făcut cum li s-a zis. Când treceau vacile, s-a auzit un râgnet înfricoșător venind dintre ele. Era muma pădurii care venise după fată, dar nu putea intra pe poartă din cauza protecției făcute de babă. Fetița a adormit liniștit în acea noapte, cât și în celelalte două nopți. Auzind această poveste, c-o fi adevărată sau nu, eu una intram în casă de fiecare dată când apăreau vacile de pe deal. Mă uitam curioasă de după perdele ca să văd dacă nu cumva muma pădurii mă pândește ascunsă. Ani întregi, chiar dacă crescusem, parcă mă temeam să ies din curte până nu trecea întreagă ciradă. Sigur că preotul satului nu era de acord cu astfel de ritualuri, dar omul de la țară știa că ele au putere, căci așa i s-a zis din bătrâni. Chiar dacă erau credincioși, mergeau la biserică și se rugau la Dumnezeu, tot nu puteau scăpa de aceste obiceiuri, pentru că la poporul nostru, credința și folclorul au mers mână în mână de-a lungul timpului, fără a putea fi separate. Până la urmă, ține de identitatea noastră și de moștenirea lăsată din bătrâni. Salutare! Acestea au fost poveștile de la abonați. Țin să vă mulțumesc încă o dată pentru poveștile trimise, cât și pentru sprijinul vostru, al tuturor, că am atins pragul de 10.000 de suflete. Ca de fiecare dată, aștept părerea voastră în comentarii, vă rog să dați un like și, dacă nu ați făcut-o încă, să apăsați butonul de abonare. De asemenea, fiți cu ochii pe canal, deoarece urmează al doilea videoclip special, cel cu povestea de peste 2 ore, în colaborare cu alți naratori. Acestea fiind spuse, până data viitoare, ai grijă și nu uita. Nu poți ști niciodată ce se ascunde în întuneric.